Welcome. Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're going to like it. As you can see, I just arrived in the robot taxi, the cyber cab. And there's 20 more where that came from. So they've been traveling. They're all, there's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. So you'll see Model Ys and the cyber cab, all driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. So I hope this goes well. We'll find out. Hai să aflăm atunci. Salut, Vlad. Salut. Hai să testăm așadar CyberCab, pentru că sunt într-una din mașinile care aseară au fost puse pe post de CyberCab la evenimentul din California. Dar nu râdeți, ce credeți că mașina asta nu poate? Mașina asta pe care eu o conduc a fost gândită de la zero, de când a fost produsă, ca în momentul în care o să fie în sfârșit gata tehnologia de condus autonom, să poată fi transformată într-un robotaxi și să ferească inclusiv șoferii care vin tare după curbă. Pentru că volanul ăsta de care trag eu momentul ăsta ar trebui să fie într-o zi inutil. Ba mai mult decât atât, dacă vă uitați cu atenție, există o mică gaură aici care, într-o anumită versiune de modificare a mașinilor post-vânzare, se scoate volanul și se pune un capac acolo, iar pasagerii au în mijloc acest ecran. De-aia mașinile astea au fost gândite cu ecranul ăsta în mijloc. Dar, până când să ajung eu la detaliile astea, hai mai bine să vorbim despre acest CyberCab. Mașina care ne-a luat pe toți prin surprindere astă noapte, pentru cei cel puțin care nu urmăresc îndeaproape fenomenul, Tesla lucrează de ani de zile la un robotaxi. Dar nu doar unul. Robotaxi este un concept care îmbracă mai multe mașini. CyberCab este una dintre ele. Asta este cea mai nouă chestie aia surprinzătoare cu două locuri, portbagaj mare și fără volan și fără pedale de care ai auzit. CyberCab este un fel de Tesla Model 2, practic este un fel de Model 3, un Model Y care a intrat la apă, cu ceva gene de pe la Cybertruck, dar în esență este pur și simplu o mașină mică, compactă, construită de la zero să fie robo-taxi. Și asta înseamnă că nu doar că nu are volan, pedale, accelerație, chestii de felul ăsta, dar nu are nevoie nici măcar de un franc, are nevoie de două uși ca să se ridice un pic ca la Lambo așa. Ușile acelea pe care le-ai văzut sunt gândite pentru acces ușor. Într-o mașină obișnuită să intri și să ieși este uneori complicat. Sunt mulți oameni care își cumpără SUV-uri tocmai pentru a le fi mai ușor să intre și să iasă din mașină. Deci ușile sunt importante, apoi spațiul interior este gândit pentru întreținere ușoară. Mașina aia trebuie să fie curățată destul de des dacă va lucra ca un taxi. De aceea mașina este atât de simplă. Dacă construiești de la zero o mașină să nu fie în proprietatea cuiva ca mașină personală, ci mai degrabă ca un taxi, cam asta obții. Două scaune confortabile, un televizor mare în mijloc pe care ai tot ceea ce ai nevoie din punct de vedere vizual, o chestie care merge cu aplicația, cu inteligența artificială și cu suficient de multă tehnologie încât să se descurce în orice fel de condiții de trafic. Iar Tesla este cea mai avansată companie când vine vorba de conducere autonomă, pentru că am văzut deja filmări pe internet cu Model Y, Model S, toate variantele de la Tesla care deja se conduc singure pe drumurile din America, unde este legal. În rest, nu mă interesează puterea, nu mă interesează pachetul de baterii, nu mă interesează intervalele de revizie, nu mă interesează în rest aproape nimic în legătură cu mașina asta din punct de vedere tehnic, dintr-un motiv foarte simplu. Ea nu este făcută pentru performanță, este făcută să te coste cât mai puțin pe kilometru, iar costul estimat per kilometru la mașina asta o să fie sub un leu, cost total de operare cu tot cu energie, cu taxe și cu costul de depreciere a mașinii. Adică ce înseamnă chestia asta? Din momentul în care ai cumpărat-o, undeva spune ei sub 30.000 de dolari, rămâne de văzut, dar mașina aia se poate construi, eu sunt sigur, sub 15.000 la ce am văzut acolo, dar hai să zicem că vorbim de la 30.000 de dolari, pe durata ei de viață, mașina asta va face bani cu fiecare kilometru parcurs pentru fiecare pasager care va urca în ea. Are spațiu mai mare pentru bagaj în spate pentru că va rezolva una dintre cele mai mari probleme, ambuteajele din jurul aeroporturilor. Și pentru last mile, conceptul acesta de a merge dintr-un oraș în altul cu transport rapid, fie că e vorba de tren sau de avion, și de acolo să mai e încă o chestie de transport. Și gândiți-vă doar la chestia asta. Sunt foarte multe situații în care românii plătesc mai puțin pe cursa de avion de acolo de unde vin din străinătate, după care vor plăti mult mai mult
pentru cursa de la aeroport până acasă sau până la hotel sau până la cine se duc. Acest last mile, ultima bucată de la transportul de viteză până la destinația ta finală, e o chestie foarte scumpă pe care o poate rezolva un astfel de robotaxi, pentru că acum o rezolvă taximetriștii și Uber-ul într-un mod foarte, foarte costisitor. Asta este planul de business pentru acest CyberCab. Dincolo de design, indiferent ce părere de mașină, asta nu arată neapărat rău, este mult mai atrăgătoare decât un Waymo, care e plin de radare și de senzori de jur împrejur, în loc să ducă după lidar, după tot felul de sisteme de laser, de senzori ultrasonici pe care îi are totuși, mașina asta a încercat să-i ascundă pe toți și se bazeze foarte mult pe camere. Din punct de vedere tehnologic, Tesla abordează problema asta a conducerii autonome într-un mod mai uman. Câtă vreme mașina vede de jur împrejur, are nevoie de foarte puțini senzori suplimentari pentru a interpreta informația. AI-ul de la bord o să fie ca un șofer care e tot timpul cu ochii în 4, ori 4, non-stop, în fiecare secundă. Asta este șmecheria într-o astfel de mașină. O chestie despre care nu prea s-a vorbit la evenimentul de lansare. Sunt sigur că la bord mașina asta va rula un AI care nu va fi acolo doar pentru conducerea autonomă, ci o să-ți răspundă la întrebări, o să preia toate solicitările tale și chiar o să te poată să te și distreze. Cel mai probabil vor pune groc și dacă vii cu telefonul, s-ar putea să transfere ușor conturile, să poți să faci doom scrolling pe un ecran mare în timp ce faci naveta de colo-colo. Pentru că transportul se va schimba radical. Așadar, ăsta este CyberCab și încă o dată, eu cred că este foarte tare, dintr-un motiv foarte simplu, pe măsură ce timpul o să treacă, mașina se va produce din ce în ce mai ieftin, kilometrul va deveni din ce în ce mai ieftin, pe măsură ce și energia se va ieftini și va mai fi o treabă, dacă vor fi suficient de multe în trafic, prețurile vor scădea și datorită competiției. Practic, cei care vor opera aceste CyberCab-uri vor opera cu marjă minimă, pentru că vei putea să-ți cumperi unul inclusiv în România și în Europa. Singura problemă, singura limitare pe care o văd în momentul ăsta, evident, este legislația. Uite o situație, spre exemplu, pe care o poate rezolva foarte bine inteligența artificială. Autobuzul sau autorul să facă stânga peste 3 benzi. Așa este configurația asta de aici. Hai să vorbim și despre RoboVan. Ai văzut autobuzul de mai devreme? Mai este un autobuz acolo, a mai trecut încă unul pe dincolo și de jur împrejurul meu sunt foarte multe mașini. Și dacă o să te uiți un pic prin mașinile din jurul tău în trafic, o să vezi câte un singur om. Acum, nu vreau eu să vinovățesc pe nimeni, cu toți avem vieți ocupate, dar dacă iau 10 mașini de genul ăsta, cu câte un om în fiecare mașină, spațiul pe care ocupă este de două ori mai mare decât spațiul pe care îl ocupă un autobuz. Dar dacă îți spun că acel RoboVan pe care Tesla l-a arătat poate să primească la bord 20 de persoane, îți dai seama că poți să scoți din trafic teoretic cel puțin 10 mașini, dacă nu 15 sau 20 de mașini cu câte o persoană. Sunt sigur că mulți dintre cei din jurul meu care sunt singuri în aceste mașini pe drumul național 1, care nu mai este niciodată lejer, este tot timpul aglomerat, bară la bară, mulți dintre ei cred eu că ar prefera să stea pe telefon, să se distreze, să citească, să facă orice altceva decât să conducă. N-ai cum să ai plăcerea de a conduce în condițiile astea. Nu cred că are nimeni plăcerea de a conduce în condițiile astea. Exact ce spuneam, uite, vezi? Și autobuzul stă în coloană împreună cu foarte multe mașini pe partea cealaltă. Aici este o coloană infernală de automobile și asta este o perioadă mai lejeră. Suntem la 11 și jumătate în timpul zilei. După amiaza și dimineața este foarte rău aici, pentru că drumul național 1 leagă capitala României de nord, dar și de aeroport. Din nou, aceeași problemă de care ți-am zis. Și acum, dacă știm că în cele mai multe mașini de jur împrejurul meu este doar un om și am putea să punem câte unul sau doi în câte un taxi, am putea să reducem nu doar de două ori traficul, am putea să reducem de cel puțin 10 ori. Pentru fiecare 10 mașini pe care le vezi pe aici, am putea să avem un singur CyberCab. De ce zic chestia asta? Sunt statistici care arată că mai mult de 90% din mașinile din oraș staționează. Statistica reală este spre 95%. Așadar, o mașină din 10 sau din 20 este în mișcare. Celelalte stau și mașinile se învechesc și pierd valoare atunci când stau. Dacă o mașină circulă constant, atunci produce și nu se mai depreciază la fel de mult. Pe durata ei de viață, cât este ea tânără, o să producă bani. Un RoboVan poate să ducă costul de 3-4 ori mai jos decât pe kilometru per pasager față de un CyberCab. Deci un CyberCab electric, fără șofer, care poate să bată la preț orice taxi și orice Uber,
va fi bătut încă o dată de 2-3 ori la preț de o dubă electrică fără șofer, care va face naveta între diferite destinații. Cum ar fi, spre exemplu, o navetă la aeroport, unde noi așteptăm de o viață și o autostradă sau un drum expres, dar mai ales un metrou. Nici măcar autobuzele n-au cum să zboare pe deasupra traficului și atunci singura soluție viabilă pe care o văd pe termen lung pentru drumul național 1 este un tunel prin care să meargă robovenuri și cybercab-uri. Cum ar fi chestia asta? Am fost într-un boring tunnel, cel din Las Vegas. Nu se fac chiar așa de greu și de scump, sunt mai ieftine decât lucrările majore de infrastructură. Noi în țara asta ne chinim să dăm gata un metrou până la Otopeni. Știu eu, din experiența mea jurnalistică, de peste 15 ani sunt proiecte în acest sens. De peste 15 ani, spre 20. Și nici nu o să-l vedem prea curând. Și atunci, cred eu că odată putem să rărim traficul cu cybercab-uri și apoi cu robovenuri de genul ăsta, care pot fi convertite și pentru persoane, și pentru marfă, și pentru orice. Ce-a mai arătat Tesla? A mai arătat și robotul acela, pe care vi l-am mai arătat și din Los Angeles recent. Acum robotul acela a început să facă chestii din ce în ce mai multe, l-au pus să facă și cocktailuri, a și dansat pe acolo printre oameni. Încă nu se mișcă exact ca un om, dar față de varianta inițială când au băgat un om într-un costum, acest robot de la Tesla este deja mult, mult mai avansat și împărtășește aceeași tehnologie, AI, senzori și o grămadă de chestii cu mașinile de la Tesla. Și asta este foarte tare. Și astea toate trei împreună, cred eu că ar trebui să schimbe viitorul așa cum îl vedem noi. Cu puțin noroc, până la sfârșitul acestui deceniu, vom începe să vedem și în Europa și în București mai multe taxiuri autonome, mai mult decât zero. Pentru că în momentul acesta, de jur împrejurul meu, sunt oameni de cele mai multe ori singuri mașini care nu pot fi atenți non-stop de jur împrejur, se întâmplă accidente în fiecare zi de foarte multe feluri pe aici. Sunt condiții de trafic pe care nu toată lumea le tratează corect. La fiecare drum când vin în oraș cu familia și apoi plec după amiaza, trec prin situații în care trebuie să evit un accident iminent. Sunt foarte mulți șoferi care schimbă benzile fără să fie atenți, ies din banda lor. Uite aici, benzile, spre exemplu, sunt mai înguste. Cred că, așa cum mai mult de 90% din timp avioanele sunt conduse de un robot, că de fapt asta este un pilot automat, la fel și automobilele noastre pot fi transformate în roboți. Pentru că ce să vezi, mașina în care mă aflu eu este un robot cu roți. Pentru că toate comenzile astea pe care le vezi pot fi preluate de mașină, volanul, pedalele, accelerația, toate astea pot fi preluate, mașina mea poate fi transformată în robotaxi acum. Deocamdată trebuie să fiu eu aici la volan și vă spun sincer, când tehnologia se maturizează, nu am nicio reținere să iau mâinile de pe volan, să dispară volanul și pedalele și eu doar să stau relaxat aici și să fac orice altceva. Și poți să faci orice altceva într-o mașină. Gândiți-vă cât de repede vom elibera traficul, cât de mult vom reduce toate accidentele, câți bani vom economisi cu toții, câtă productivitate vom dobândi în plus cu care să putem face orice altceva. Și mai e o chestie, gândiți-vă câți bani cheltuim pe mașini. Trebuie să insist încă o dată, am explicat asta și în clipul despre Tesla Cybertruck. Am acel chestionar infam pe care l-am pus pe blog. De vreo 20 de ani scriu pe blog pentru oameni care își caută o mașină nouă. De cele mai multe ori ne alegem mașinile emoțional în loc să o alegem cu capul. Și ne îndatorăm pe ani și ani de zile la mașini de care nu avem neapărat nevoie, ci pe care ni le dorim. Iar producătorii ne manipulează în permanență cu încă un model, încă un model, deși inovația de la o generație la alta nu este extraordinară. În momentul în care renunți la proprietatea asupra mașinii și transformi chestia asta într-un serviciu, adică în loc să trebuiască să-mi iau un SUV de genul ăla pentru navetă, știu doar că îmi programez din aplicație să-mi vină dimineața, mă urc în ea, mă dau jos și după aceea nu mă doare capul de curățenie, de asigurări, de încărcare, de reparații, de rate, de orice. Dacă transformi chestia asta într-un serviciu, dintr-un bun, cred eu că putem să ne eliberăm mintea pentru o viață mult mai bună, mai sigură, mai împlinită. Nu cred că viitorul este pentru a avea mașină în proprietate. Și nu mi-e atât de frică de inteligența artificială în mașini. Mi-e mai frică de șoferi neatenți decât de scenariul acela
cu mașinile Tesla care vin și se ciocnesc una de alta pentru că au fost hackerite. Dacă chestia aia te sperie și pe tine, ar trebui să știi că în fiecare an, nu din cauza hackerilor, ci din cauza alcoolului, drogurilor, neatenției, vitezei, toate prostiile la un loc, mor mii de oameni doar în România. La nivel internațional mor milioane în fiecare an. Se moare foarte mult pe drumuri și nu este din cauza inteligenței artificiale, este din cauza oamenilor. Condusul nu este ceva natural și cred eu că vom câștiga enorm de mult când vom transforma condusul într-o chestie autonomă. Și va fi și mai sustenabilă chestia asta, nu doar mai eficientă. Am lăsat sustenabilitatea la final. Cu mai puține mașini pe stradă care vor face mai mulți kilometri electrici, vom scăpa de chestia asta. Acum e bine. Mie îmi spune că indicele de calitate a aerului se doar pe galben la 63, dar văd aerul poluat în fiecare zi și aproape în fiecare zi mașina îmi spune că aerul din București este nociv. La peste 100 deja se recomandă să nu mai ieși din casă. Este rău ce se întâmplă, speranța de viață este în scădere, bolile respiratorii și o grămadă de chestii sunt declanșate și accelerate de poluare. Am lăsat asta însă la final, pentru că pe noi românii ne interesează în primul rând cum arată, în cât timp face suta, cât costă, chestii de astea. Ceea ce este ok. Sper că te-am lămurit un pic și cu contextul acesta, care este ideea din spatele acestei mașini. Eu cred că este o revoluție, din păcate revoluția însă nu va veni chiar atât de repede. Elon Musk promite pentru 2026 până în 2027. Sunt sigur că termenul va fi din nou depășit, așa cum a fost depășit și la Tesla Roadster, și la Cybertruck, și la Full Self Driving, și la majoritatea chestiilor pe care le face. Pe termen scurt, Elon Musk este exagerat de optimist, dar pe termen lung, omul este de neoprit. Ce a reușit el să facă cu mașinile astea este spectaculos. Dacă acum mai mult de 5 ani, când mi-am luat eu primul Model 3, mașina a fost singură pe stradă luni și mai mult, cred că de un an, nu mai vedeam alt Model 3. Acum doar că văd Model 3 în fiecare zi, văd zeci și sute de Model 3 și Model Y prin oraș. Schimbarea se întâmplă, nu se întâmplă chiar atât de repede. A luat 5 ani ca să începem să ne obișnuim cu banalitatea unei mașini electrice pe stradă. Sunt mai multe mașini electrice ca niciodată în jurul nostru și se vor înmulți și de aici înainte. Dar încă o dată, nu este o revoluție care se va întâmpla repede și în niciun caz nu va fi susținută de industria petrolieră, de industria auto europeană sau alte asemenea. Uite, nici măcar nu o să mai fie nevoie de poliție. Ai ce filtru de poliție în momentul ăsta la autopeni? Gândește-te doar la chestia asta, când o să existe cybercab, ăla va merge legal peste tot. Și chiar orice se va întâmpla, oricum filmează de jur împrejur și AI-ul o să comunice direct la bază când apare orice fel de problemă. Gândește-te doar la chestia asta. Doar dacă poliția ar avea acces în sistemul de camere al tuturor mașinilor Tesla, ar putea să detecteze toate mașinile furate care fac ilegalități sau au ITP-ul sau orice fel de chestii expirate. Sunt o mulțime de chestii care se pot rezolva prin tehnologie. Pe termen lung nu vom mai avea nevoie nici măcar de asigurări, dar unalitatea, adică accidentele, vor fi atât de rare încât operatorul de flotă nu o să aibă niciun interes să mai asigure așa ceva sau asiguratorii vor taxa o primă de asigurare infimă doar pentru cazuri catastrofale, forță majoră, chestii total neașteptate. Hai că deja m-am lungit. Cum vi se pare Tesla Cybercab? Cum vi se pare Robovan? Mie mi se par foarte tari. Mai tare însă decât toate chestiile astea este robotul umanoid, acel Tesla Bot, care cred eu că va revoluționa cu adevărat lumea, pentru că ăștia sunt roboți care pot merge pe străzi. Tesla Bot poate să ajungă oriunde. Dar despre el poate mai vorbim într-o altă ocazie, pentru că acolo e work in progress și cred că o să dureze un pic mai mult decât la mașini. Cam atât însă pentru astăzi. Aceasta este o privire rapidă pe această lansare nouă pe care o așteptăm de câțiva ani și este iată aici. Încă o dată, Cybercab, Robovan nu sunt primele tehnologii de acest fel. În ultimii 7-8 ani am mai mers cu chestii autonome, am mers cu Navi, am mers cu o mulțime de mașini care se conduc singure. Am mers inclusiv cu mașini care se conduc singure de la BMW. Nu o să vă vină să credeți, încă de acum 6-7 ani. Sunt foarte mulți producători care testează și inovează în domeniul ăsta. Diferența între cei care vorbesc și cei care fac este de obicei Tesla. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.